Din nou, Matematicianul francez René Descartes, celebru pentru contribuțiile sale aduse geometriei, a avut un aport deosebit și în dezvoltarea analizei matematice. El este cel care a introdus noțiunea de variabilă și a contribuit la apariția teoriei geometrice de integrare și diferențiere. La cursul care începe chiar acum, veți studia și voi analiza matematică. Succes! Bună ziua, dragi elevi! Sunt Gabriel Vrânceanu și mă bucur să ne revedem la emisiunea Teleșcoală găzduită de TVR. Mă adresez astăzi elevilor de la filiera tehnologică și vom începe cu o recapitulare a elementelor de analiză matematică pentru clasa 11-a, Tabelele de discuție sunt derivata, asimptotele, tangenta la graficul unei funcții și caracteristici ale funcțiilor reale. Pentru aceasta am ales două subiecte date la examenul de bacalaureat 2020, prima sesiune. Vom prezenta în cele ce urmează enunțul primului subiect, ne referim la subiectul 3 roman 1, cel pentru analiză matematică la nivelul clasei A11. Am evidențiat cele trei tipuri de conținut care sunt asociate cerințelor, un calcul de derivată, avem ecuația asimptote orizontale de determinat și de verificat o inegalitate, am numit-o condiționată deoarece este îndeplinită pe un interval 0 -1 unul închis, care este o submulțime a mulțimii numelor reale, domeniul de definiție. În cel de-al doilea subiect pe care îl vom aborda, de asemenea, vom face calculul derivatei funcției, vom vorbi apoi despre ecuația tangentei la reprezentarea grafică a funcției și o proprietate de tip monotonie, în particular faptul că funcția este descrescătoare pe un anumit interval. În acest sens, vă prezentăm în paralel cele două funcții, odată în definirea lor analitică. Observăm că pentru prima funcție, domeniul de definiție este întreaga mulțimea numerelor reale, pentru a doua funcție, domeniul de definiție este intervalul deschis 0 infinit, va conta și observați și în reprezentare. A doua funcție are reprezentare doar la dreapta axei OY. Este bine să ne folosim și de reprezentările geometrice dar pentru a ajunge la aceste reprezentări, aici am folosit o aplicație numită GeoGebra, dar dacă trebuie să realizăm reprezentarea individual, ar trebui să parcurgem setul acesta de 10 etape, de la care pornim cu studiul domeniului de definiție maximal și închem cu reprezentarea propriu-zisă geometrică a graficului funcției. În cele ce urmează, doar ne vom sprijini de aceste reprezentări grafice. Referitor la prima cerință, o abordăm în paralel pentru ambele probleme, pentru că în ambele probleme se cere calculul unei derivate. Am considerat necesar să evidențiem uh, rezultate pe care le vom folosi în cadrul uh, calculului derivatei, și observați pentru prima lege, care e un raport de două funcții de gradul al doilea vom folosi derivata raportului și am folosit culori ca să fie mai ușor în a înțelege cum anume distribuim factorii sau termenii. Astfel încât pe postul F avem x pătrat plus 2, pe postul G x pătrat plus 1, aplicăm formule de derivare și reguli, avem o sumă pe care o derivăm, 2 e o constantă dispare, la fel și 1 dispare în sensul că prin derivare ia valoarea 0, Numărătorul și numitorul avem acum rezultatele la derivare, apoi înlocuim în formula de derivare a raportului, efectuăm toate calculele algebrice și obținem rezultatul care era cerut de problemă. Este un avantaj și o să vedeți că vom folosi în cerințele B și C faptul că derivata este cunoscută, este în enunțul primei cerințe. La fel pentru cerința A de la celălalt subiect, de la varianta 6, avem de calculat derivata unui produs care e format din factorii x minus 1 și ln de x. Trecem la calculul celei de-a doua derivate. De data aceasta avem de derivat un produs, factorii produsului sunt x minus 1 și ln de x. Reamintim că derivata funcției logaritm natural este 1 pe x. Folosim formula de derivare a produsului, observați identificarea pe culoarea a factorilor, i-am reprezentat și relația pe care o vedeți scrisă la acest moment. După care facem calcule algebrice și rezultatul este cel care era cuprins și în enunțul cerinței. Ceea ce vedeți la acest moment este un sumar al elementelor de formule și de reguli pe care le folosim în calculul derivatei. Nu sunt toate, sunt cele care au fost strict uh, asociate cerințelor A de la cele două variante. Uh, este bine ca al în momentul în care accesați lecția și pe YouTube Teleșcoală, să puneți stop pe filmare și să puteți să uh, analizați cu atenție toate aceste informații. Uh, considerăm că o noțiune foarte importantă de la care facem referire este noțiunea de limită de funcții. Am vorbit la început de derivate și și am folosit în calculul derivatei reguli și formule, dar la bază derivata are această limită pe care o remarcați scrisă și evidențiată, limită când x tinde la x0 din f de x minus f de x0 supra x minus x0 și observați în tabel interpretarea pe care o dăm pentru anumite cazuri în care uh, situăm limita respectivă, în sensul că poate să nu existe caz în care spunem că funcția nu este derivabilă și nu are derivată poate să existe și să fie finită exact ceea ce s-a întâmplat în uh, cerința A dar acolo nu am studiat doar într-un punct ce am studiat funcția derivată a funcției date și poate să existe dar nu este finită. Am spus că la baza derivatei avem noțiunea de limită noțiunea de limită uh, mai general limită de funcției limită când x tinde la x0 din f de are implicații în studiul asimptotelor și următoarea cerință va face referire la asimptote, studiul derivabilității, deja ați văzut uh, cum intervine limita pentru derivate și studiul continuității. Trecem la următoarea cerință, cerința B de la varianta 1. Nu le mai tratăm în paralel pentru că de la acest moment sunt lucruri diferite cerute. La cerința B avem de studiat ecuația simtotei orizontale. Am spus tot pe baza limitelor de funcții, vom studia și asimptotele, comportamentul asimptotic. Ne putem folosi și de reprezentarea funcției, astfel încât să observați că ne interesează ceea ce se întâmplă cu funcția în momentul în care uh, x tinde la infinit. Asta se cere, dar uh, putem observa și x tinde la minus infinit. În ambele cazuri observați cum desenul funcției, reprezentarea grafică, se apropie de această orizontală, care va fi asimptota orizontală uh, la plus infinit și uh, la minus infinit. Ce calcul trebuie să facem pentru aceasta? Uh, avem de uh, calculat limita la infinit din funcție observați. Deci limita când x tinde la infinit din x pătrat plus 2 pe x pătrat plus 1. Am evidențiat că ne situăm într-un caz de nedeterminare infinit pe infinit, deci trebuie să găsim uh, o prelucrare a expresiei funcției. În cazul de față am dat factor comun pe x pătrat și la numărător și la numitor ceea ce rămâne în paranteză este o sumă dintr-o constantă și expresii de tipul 2 pe x pătrat, 1 pe x pătrat care tind la 0. În final putem trage concluzia că limita este egală cu 1 și dacă ne uităm la Elementele teoretice evidențiate mai sus, observăm că e îndeplinită existența, este o limită finită. În cazul în care există și o notăm cu L, ecuația asimptotei orizontale este y egal cu L, cum la noi L valoarea limite este 1, obținem în final că ecuația tote orizontale spre plus infinit este. Y egal cu 1, un singur calcul pentru a putea să dăm răspunsul la această cerință. Continuăm cu o abordare schematică a comportamentului asimptotic pentru o funcție. Punctăm din uh, prezentarea de față faptul că putem vorbi de asimptote orizontale, putem vorbi de asimptote oblice, putem vorbi de asimptote verticale, în toate cazurile la bază fiind studiul unei limite de funcții. Continuăm cu ultimul punct al problemei din varianta 1. Ne vom referi acum la a demonstra o inegalitate condiționată. Repet, când vorbim de condiționare aici, vorbim de faptul că trebuie îndeplinită doar pe intervalul 0, 1 închis. Pentru aceasta putem să imaginăm că membrul stâng al inecuației este un membru care poate fi lege pentru funcția numită auxiliară de sprijin, funcția G definită pe intervalul 0,1 pe care dorim studiul, funcție care are legea f de x plus ln de x pătrat plus 1. Ceea ce trebuie să demonstrăm în aceste condiții este că g de x mai mic decât 5 2 pe intervalul respectiv. Pentru aceasta, va trebui să folosim, să ne folosim iar de derivate. Aveți evidențiat formulele și uh, regulile care stau la baza calculului pe care îl vom face. Avem de derivat o compunere de funcții, funcția logaritm cu func natural cu funcția x pătrat plus 1. Respectând cele două reguli evidențiate anterior, efectuarea calculului ne conduce la rezultatul 2x pe x pătrat plus 1. Avem de aplicat formula derivatei sumei și în aceste condiții, pentru g derivat de x, obținem, prin prelucrări succesive, rezultatul 2x la 3 pe x pătrat plus 1. Ce trebuie să dăm răspuns legat de derivată? Semnul derivatei ne interesează și atunci putem observa că luând în considerare și cazul 0, când derivata este 0, are ca soluție doar x egal cu 0 și în fapt cum numărătorul este puterea x la a treia pentru un x care aparține intervalului 0-1 orice număr pozitiv ridicat la putere rămâne pozitiv de asemenea x pătrat este mai mare sau egal cu 0 pentru orice număr real deci pe intervalul 0-1 putem afirma ușor că fracția 2x a treia pe x pătrat plus 1 este mai mare sau egal cu 0. De ce ne trebuie acest rezultat? Pentru că avem partea de teorie care ne spune că dacă derivata este pozitivă pe un interval atunci funcția este crescătoare pe acel interval. Derivata noastră am obținut o pozitivă, deci putem să spunem că funcția G este o funcție crescătoare pe intervalul pe care îl avem de studiat. În aceste condiții, funcția fiind crescătoare, funcția G fiind crescătoare, ne-ar trebui să identificăm valoarea G de 1 și această valoare G de 1 ar trebui să fie mai mică decât 5 pe 2, dacă reușim aceasta înseamnă că am încheiat rezolvarea. G de 1 înseamnă să înlocuim pe x cu 1 în legea pe care este definită funcția G. Asta înseamnă că trebuie să l avem pe f de 1 calculat și ln de 2, logaritm natural de 2, care se obține prin înlocuirea lui x cu 1. Cum f de 1 este egală cu 3 pe 2, Ln de 2, observăm că putem să-l gândim în termen de Ln de e, logaritm natural de e, cum logaritm natural de e este 1, af putem afirma și este corect să spunem că Ln, logaritm natural de 2 este mai mic, deci Ln de 2 este mai mic decât 1 ceea ce încheie faptul că 3 pe 2 plus logaritm natural de 2 este mai mic decât 5 pe 2. Cine era 3 pe 2 plus logaritm natural de 2? Era exact rezultatul asociat pentru G de 1, cum în aceste condiții funcția G este crescătoare, G de 1 fiind mai mic decât 5 pe 2, înseamnă că G este mai mică decât 5 pe 2 pentru întreg intervalul 0-1, în acest moment considerându-se rezolvată uh, inegalitate, demonstrarea inegalității din enunț. Trebuie să avem în vedere faptul că punctul ce al problemei este punctul mai dificil, da? este cel care încheie problema, deci ne așteptăm ca la, acest, la această cerință să fie o rezolvare mai amplă. Dar trebuie să ținem cont că sunt etape în rezolvare pe care le putem întotdeauna parcurge. În aceste condiții am încheiat de discutat varianta 1 și varianta 1 cuprindea elemente privind calculul derivatei, privind calculul asimptotelor sau de studiul asimptotelor și această inegalitate condiționată. Subiectul uh, 3 roman 1 varianta 6 cerința B pentru că cerința A a fost tot derivată am calculat-o am studiat-o anterior. La cerința bea problemei vom vorbi de, despre ecuația Tangentei la graficul funcției. Observați, iarăși, desenul care uh, sugerează comportamentul funcției din punct de vedere al unei, existenței unei tangențe în punctul de abscisă x egal cu 1. Acest punct este cel care ne interesează și deja este sugerată uh, direcția tangentei în acest punct la graficul funcției. Pare că este o dreaptă orizontală, dar noi va trebui să demonstrăm acest lucru. Adică să ajungem în final. La ceea ce am scris aici, că ecuația este y egal cu 0. Ce trebuie să facem pentru a uh, obține ecuația tangentei? Ne aducem aminte, în primul rând, de câteva elemente de geometrie pe coordonate, geometrie analitică. Și atunci, dacă știm pentru o dreaptă un punct în sensul de coordonatele punctului cazul de față xa f de xa și o direcție panta dreptei în cazul de față exprimată cu această formulă înseamnă că putem să determinăm dreapta deci un punct și o direcție cunoscută ne permit să determinăm să singularizăm ecuația ce ce avem deasupra este o exprimare în ecuație a dreptei sugerate Punctat, cu negru și care reprezintă o secantă la graficul funcției. Pentru tangentă, ecuația pe care o vom folosi în cazul în care tangenta presupunem că este una orizontală sau oblică, este această ecuație evidențiată. Y minus F de X0 egal cu F derivat în punctul X0 înmulțit cu paranteza X minus X0. Cine este X0? Un punct, de pe, un punct din domeniul de definiție al funcției și x0 f de x0 reprezintă punctul de pe graficul funcției, punctul de tangență. Deci va trebui să facem calculele aferente în cazul de față x0 va fi de altfel x0 este 1. Ce avem de făcut? Să înlocuim pe x0 cu valoarea 1 și să calculăm pe f de 1 și pe f derivat de 1. f de 1 se calculează prin înlocuirea lui x cu 1. Obținem că ia valoarea 0, f de 1 este 0. Derivata avem deja, ceea ce spuneam, punctul al problemei. Ne dă Evidențiază derivata, deci putem să o particularizăm pentru x egal cu 1, și prin calcul obținem că f derivat de 1 este 0. În concluzie, îndorcându ne în relația care generează ecuația tangentei, obținem y egal cu 0, ecuația tangentei, și cu observația că, în acest caz, ecuația corespunde chiar axei Ox. Aceasta este rezolvarea. Corespunde și desenului reprezentării grafice pe care am evidențiat-o. Pentru ultima cerință, avem de studiat proprietatea de monotonie pe un interval, în particular arătând. Trebuie să arătăm că funcția este descrescătoare pe intervalul deschis în 0, închis în 1. Atragem atenția că funcția logaritm natural nu poate fi definită în 0 și nici pentru valori mai mici decât 0, de aceea intervalul este deschis în 0. Bun. Observăm de asemenea reprezentarea geometrică a graficului funcției, și am preferat să evidențiem cumva domeniul pe care dorim studiul. Observați din tot domeniul de definiție: care este 0 infinit, la dreapta axei OY. Păstrăm doar această bandă evidențiată care corespunde intervalului 0-1. Aici este zona de discuție și desenul funcției, reprezentarea grafică, este în concordanță cu ceea ce se cere, este descrescătoare. Dar noi trebuie să demonstrăm astăzi, pentru această... Da? Uh, ne vom folosi iarăși de noțiunea de derivată și interpretarea derivatei, în sensul că studiul monotoniei este legat de studiul derivatei, și avem uh, elementele pe care deja le-am folosit și în uh, demonstrarea inegalității condiționate. Adică, derivată pozitivă înseamnă funcție crescătoare, derivată negativă funcție descrescătoare pe intervalul de discuție, uh, insist asupra acestui aspect. Am ajuns la ultima cerință a problemei din varianta 6, cerința C, care ne cere să demonstrăm că funcția este descrescătoare pe un interval. Ținând cont de teoria pe care am recapitulat-o pentru a ajunge la concluzia descrescătoare, ar trebui să putem să demonstrăm că derivata este negativă. Derivata funcției, o avem explicită în cerința A. Fie că am reușit să rezolvăm cerința A corect, fie că nu, în cerința C vom folosi derivata care este dată în enunțul acelei cerințe A, adică 1 minus 1 supra x plus logaritm natural de x. Ce trebuie să arătăm despre derivată? Este că e mai mică sau egal decât 0 pe intervalul 0, 1, 0 deschis, 1 închis. Pentru a demonstra faptul că derivata este negativă, mergem pe soluția din barem, barem care este public și vă sfătuim să accesați site-ul Ministerului pentru a vă informa legat de variantele de subiect date în anii anteriori. În aceste condiții, pentru a demonstra faptul că expresia 1 minus 1 pe x plus logaritm natural de x este mai mică sau egal decât 0 pe intervalul dat, vom încerca să abordăm separat aceste două expresii, 1 minus 1 pe x și logaritm natural de x. Pentru a evalua expresia 1 minus 1 pe x din punct de vedere al semnului, vom porni de la faptul că studiul se face doar pe intervalul 0-1, care generează această dublă inegalitate inversând și avem voie să inversăm uh, termen, termenii pentru că uh, suntem în domeniul pozitiv obținem 1 pe x mai mare sau egal cu 1 după care înmulțind toată inegalitatea cu minus 1 schimbăm sensul și semnele apoi adunând 1 în ambii membri obținem evaluarea expresiei 1 minus 1 pe x ca fiind mai mică sau egal cu 0 unde pe tot intervalul 0,1. De asemenea, din logaritm natural de x avem cunoscut faptul că pe subdomeniul 0,1 întreg domeniul al funcției logaritm natural este intervalul deschis 0 plus infinit deci doar pe această bucată logaritmul natural fiind un logaritm de bază supraunitară este mai mic sau egal decât 0. În aceste condiții am evaluat 1 minus 1 pe x, am evaluat logaritm natural din x, ambele sunt expresii negative sau egale cu 0. O sumă de expresii mai mici sau egale cu 0 are ca rezultat uh, o expresie tot mai mică sau egal decât 0, repet, pe intervalul pe care avem studiu. În aceste condiții observăm că f derivat de x fi negativă, putem să ajungem la concluzia că funcția este descrescătoare, ceea ce se cerea în enunț. Cu asta înseamnă că am încheiat și rezolvarea cerinței C a problemei din varianta 6. Este mult, dar important este că un, o recapitulare care începe la timp va permite rezultatul scontat la examenul de bacalaureat. Vă ținem pumnii, sperăm că vă, veți rămâne cu noi la fiecare ediție a acestei emisiuni. Toate cele bune! Vă aștept și mâine de la ora 15 cu noi cursuri utile în pregătirea voastră pentru bacalaureat. Între timp, găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii suportul de curs și temele propuse. Pe mâine, zi frumoasă să aveți!